Asculți Jocul Vieții la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Jocul Vieții la Radio Terra Nova. În această seară am deosebită plăcere să-l am ca invitat în studioul nostru pe Florin Vasile, fondatorul brandului și produserul Plasmator. Bine ai venit, Florin! Bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! E o mare bucurie și onoare pentru mine să te am aici în această seară. Mulțumesc! Și abia aștept să ne vorbești despre aceste minunate produse și despre ce beneficii pot să ne aducă în viață. Cu mare drag! Tema emisiunii se numește Tehnologia Plasmator. Da. Și te rog să ne spui tu ce înseamnă această tehnologie. Bun, tehnologia Plasmator nu este nimic altceva decât o tehnologie plasmatică. Foarte multă lume poate auzi de tehnologia Keshe, a savantului iranian, de origine iraniană, combinată cu anumite științe ezoterice, științe din infoenergetică, din radionică, cu piramidologia și cu simbolistică veche. Interesant. Da. Cum ai început tu să descoperi această tehnologie și să începi această călătorie? În urmă cu 7 ani de zile am auzit undeva la un program de radio despre tehnologia Keshe. Am studiat această tehnologie, am făcut anumite căutări, am pus în aplicare ceea ce am auzit acolo și ulterior am observat de fapt că plasma nu este nimic altceva decât o interfață între lumea văzută și lumea văzută. Între lumea nevăzută și lumea văzută, adică... Exact. Așa. Adică... Mai exact este cumva o interfață, cum am zis și mai devreme, în care poate putem să-l numim și ca un portal de energie prin care noi putem primi energie din univers. Un aport energetic pentru echilibrarea noastră energetică sau a tuturor sistemelor vii. Studiind această tehnologie, folosindu-mi și intuiția, am simțit, să zic așa, nevoia să mă adaug ceva în plus la această tehnologie și am adăugat anumite cunoștințe în latura ezoterică, anumite cunoștințe care le-am dobândit la cursurile de infoenergetică, radiestezie, am studiat ulterior și piramidologia și totodată am folosit și simboluri foarte, foarte vechi. Simboluri din geometria sacră. Exact, simbolistică din geometria sacră. Care au o vibrație foarte înaltă. Care au o vibrație foarte înaltă și potențează cumva plasma să-și atingă ținta acolo unde trebuie să ajungă și totodată să amplifice foarte mult vibrația plasmei. Da, da, da. Iar această plasmă poate fi încărcată cu intențiile noastre și programată pentru anumite intenții și în anumite scopuri. Exact. Plasma... Întotdeauna beneficii și în acord cu viața, spuneai. Exact, exact. Plasma reacționează la orice înseamnă algoritm specific vieții. Algoritmul specific vieții poate fi de la o vorbă spusă, de la un cuvânt spus, spre exemplu, iubire sau dragoste sau bunătate, până la vibrația unei plante sau vibrația unui metal. Da. Deci funcționează doar cu algoritmi specifici vieții. Nu exact. Funcționează și cu ceva negativ, adică pe vibrații negative nu amplifică. Absolut deloc și nu amplifică energia, din contră o neutralizează. Deci nu vehiculează acea energie sub niciun fel de formă. Am înțeles. Și ce fel de produse ai care conțin această tehnologie? Gama de produse ar fi în felul următor. Începând cu brățările, care sunt cu 7 tipuri de plasmă, să zic așa, sunt 7 tipuri de plasmă informaționalizate pentru
a debloca sau a spori eficiența drenării limfatice. Ar mai fi un al doilea tip de plasmă, ar fi cel cu CO2, calciu, zinc și magneziu pentru echilibrarea întregului corp. Mai avem plasmă pentru nutrienți, exact, plasma food, și mai sunt câteva plasme antizaharuri și deci sunt șapte tipuri de brățări. Șapte tipuri, exact. Și în afară de brățări, mai ai piramide. Mai avem piramide pentru protecție energetică și vitalitate. Creează un spațiu de protecție pe o suprafață de 6 metri pătrați, respectiv la piramidele mici, iar 400 de metri pătrați, respectiv la piramidele mari. Sunt două tipuri de piramide. Piramide mici la 9 cm și mari la 30 cm, care sunt piramide active, le-am denumit eu, deoarece are în interior un sistem electronic care gestionează semnalul cosmic pentru a putea crea un spațiu de protecție și vitalitate tuturor sistemelor vii. Deci preia din spațiu cosmic energia, exact, aceea cosmică, și o distribuie, o amplifică în mediul în care este pusă. Exact, exact. El acționează ca un releu. Acționează ca un releu cosmic, descarcă armonicele cosmice și atunci le distribuie pentru toate sistemele vii, astfel încât fiecare sistem viu să poată să-și preia de acolo energia necesară pentru a duce mai departe viața și a elimina din blocajele energetice în cazul animalelor și în cazul oamenilor, unde mai sunt atacuri energetice și se creează anumite blocări energetice, fie pe anumite meridiane, fie pe anumite chakre. Deci deblochează energiile acolo unde este nevoie. Exact. Purifică câmpul, spațiul purifică respectiv. Purifică spațiul în care este amplasat. Și protejează de și interferențe protejează, negative, nu? Da, protejează de tot ce înseamnă entități atacuri de vibrație joasă, atacuri, chiar energetic, și printr-o singură formă gând, este tot un atac energetic, deci ne protejează și de, de această energie. Da. Reorganizează orice energie intră în spațiul ei de activare, de spațiu de supraveghere sau spațiu în care ea este prezentă. Adică tot ce înseamnă câmp electromagnetic, tot ce înseamnă radiație de telefon, nu anulează radiația telefonului sau câmpul electromagnetic, ci reorganizează energia ca și informație. Deci o reorganizează pentru ca energia să fie specifică vieții. Deci un algoritm specific vieții, ca el să nu fie, afecteze viața, să nu afecteze structura vieții. Deci o reorganizează și îi menține doar proprietățile și funcțiile. Exact. În sine și îi elimină și atenuează din efectele negative. Din efectele nocive. De tot nocive, da. Da, exact. Așa, piramidele, brățările, pe ce suprafață se extinde eficacitatea lor? Adică pe ce distanță funcționează? Spre exemplu, piramidele mici au aria de acoperire undeva la 6-8 metri pătrați și sunt proiectate pentru a putea fi puse atât pe noptieră cât și pe masa de lucru a persoanei care dorește să aibă o vitalitate și o protecție energetică. Acest model de piramidă, de fapt sunt două modele de piramidă, o piramidă plasmator PIR, ca și denumire, care are în conținut plasmă din CO2, calciu, zinc și magneziu, cu un fir bobinat placat cu aur de 24 de carate, încastrat în rășină epoxidică, iar ca un alt ingredient ar fi pirita, ceea ce înseamnă, având foarte multe proprietăți de metale, absorbe foarte mult energia cosmică. Așa, deci funcționează pe o rază cam de 6-8 metri. 6-8 metri. Piramida, în general, pătrați, de medie. Da, și mici. Brățările? Brățările undeva la jumătate de metru. Dar țin cont de faptul că o avem la purtător și o purtăm pe braț, de-i pe pulsul mână, și circulă sângele în permanență? Circulă sângele în permanență de cel puțin 200 de ori la câteva. Deci încarcă pozitiv toată limfa, tot sângele din întregul corp. Exact. Sângele preia informația câmpurilor magnetice și gravitaționale pe care plasma le... Din zona respectivă unde-i pusă. Exact, le oferă. Și transmite. Și atunci le transmite în tot corpul. Da, 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 înțeles. Oferă o stare de bine, o stare de relaxare, vitalitate. Da, și eu simt, deci de când o am și la mână... Și exact. Că funcționează. Da, am o brățară pe care mi-a adus-o astăzi și mă simt chiar, să simt efectele foarte rapid. Sigur. Mă simt mult mai plină de energie, mai bine dispusă, mai...
Chiar se simte și vibrația piramidei, este efectiv, da, pot să zic, vizibilă, adică se simte. Palpabil. Palpabilă, da. Da. Iar mai avem niște suporturi, pentru un fel de suporturi, cum le denumești? Da, aș putea spune disc pentru... A pune apă, diferite substanțe, apă, exact, sucuri, alimente pe ele. Exact, pentru energizarea lichidelor sau putem pune și un cristal pentru a-l purifica. Da. Sau punem un ghiveci cu flori dacă dorim să-i meargă mai bine, să aibă o energie mai bună. Și aceste suporturi sunt din... Din lemn de plop stratificat, tăiat în raport cu numărul de aur, în simbolul trischelionului. Trischelionul reprezintă cele trei picioare sau simbolul Trinității. Sfânta Treime. Sfânta Treime, exact. Având acest mesaj, acest simbol, această rezonanță, absolut orice obiect care este pus pe el, deasupra lui, își restructurează și își încarcă energetic cu valori mărite, valori energetice mărite. Da, deci crește vibrația, se restructurează. Apa se restructurează la nivel molecular, cum a fost acum milioane de ani. Iar dacă puneți un cristal, se purifică, se încarcă vibrațional cu energia soarelui, pentru că discheta are cumva două sensuri, are sens solar și sens lunar. Și atunci se poate pune în perioada în care soarele e sus pe cer și avem nevoie de energia solară, să punem un pahar cu apă și se poate bea chiar după jumătate de oră de la poziționare peste disc pentru energizare. Putem face același lucru și noaptea, să dormim mai bine. Întoarcem invers, el are două fețe, cum a spus mai devreme, cu partea feminină, cu energia lunară. Punem paharul de apă, putem să-l culcăm înainte, să-l culcăm foarte liniștiți după ce consumăm această apă. Sau putem pune o ceașcă cu cafea, putem să punem orice lichid. Și se restructurează și facă restructurarea, exact. Ne este mult mai benefic decât ar fi fără... Exact. Deci, iar această energie se simte, ați observat, doar ținând palma deasupra discului. Da. Un flux energetic, cu toate că nu este decât un simplu... Mă rog, nu este un simplu... Arată lemn, ca un simplu lemn, dar sculptat, datorită faptului că are forma simbol geometrică, exact, și pe o anumită... într-un anumit raport al numărului de aur, are o anumită rezonanță, rezonanța viului. Și atunci se conectează cu orice sistem viu și oferă un suport energetic asemenea pentru orice sistem viu. Minunat! Mulțumesc! Pare fascinant. Toate produsele acestea sunt ceva revoluționar, adică mie chiar este pentru că... foarte interesant și foarte util. Consider și fiolele. Acum să ne spui puțin despre fiole. Deci avem așa piramidele, am zis, brățările. Suportul. Da. Și? Mai avem pandantivele. Pandantive. Exact. Și care fiole, sunt cu diferite forme geometrice. Toate formele geometrice sunt forme geometrice sacre, deci au o anumită vibrație. Da, pandantive din? Sunt din oțel ultramarin, este inoxidabil și este antialergen. Antialergen și au toate simboluri din geometria sacră. Geometria sacră. În interior avem plasmă din zinc, calciu și CO2. CO2 care face parte din, cum spuneai, structura corpului uman. Da, și ne ajută, oxigen. Ne susține. Ne susține corpul energetic în așa fel încât să funcționăm la parametri normali. Da. Exact. Și deci conține plasmă. Plasmă CO2. De CO2, calciu, zinc și magneziu pentru echilibrarea întregului corp fizic. Da, acesta are simbolul sămânța vieții. Sămânța vieții, exact. Și niște pietricele foarte frumoase în cele 7 culori ale chakrelor. Exact. Și la ce ne ajută? Pandantivul ajută la echilibrarea corpului fizic, ajută la echilibrarea corpului emoțional. Și energetic. Și energetic. Ne deblochează chakrele, se conectează foarte bine cu chakra inimii. Da, fiind pentru că acolo unde stă. E pus avem nevoie gât, cu toții pe chakra iubirii, și vine suntem fix până... blocați, exact. Da, în dreptul inimii. Și în afară de aceste ingrediente, am mai pus turmalină,
care are rolul de a elimina tot ce înseamnă câmpuri electromagnetice, și sungit, asemenea, are aceeași proprietate pentru a elimina câmpurile electromagnetice. Da, da, da. Deci acest pandantiv efectiv îți purifică aura, să zicem. Îți purifică aura, exact. Și te încarcă. Te încarcă și pozitiv. Pozitiv și ai în permanență o sursă energetică de unde și îți protecție. Poți... Exact. În primul rând, protecție. Da. Ai o sursă de energie universală. De unde te încarci permanent. De unde te încarci în permanent. Dar permanent atunci când ai nevoie, deoarece plasma îți furnizează energie doar asta când... Asta e elementul important. Exact. Da. Doar când ai nevoie sau corpul tău are nevoie. Deci are o inteligență a ei. Are inteligența și ei. Și știe exact când să-ți ofere când să-ți furnizeze și energie ce. Și când. Cât să-ți și furnizeze cât, energie. Și când. Exact. E un lucru. Foarte important. Așa, și deci am zis și despre pandantive. De da. Câte tipuri ai pandantivele? Deci sunt în jur de 5 tipuri acum prezente în atelierul nostru, dar pe site momentan sunt doar 2, deoarece echipa de la marketing lucrează să le posteze pe site. Am înțeles. Și acesta pe care îl port și eu acum este cu sămânța vieții. Sămânța vieții. Și mai ai cu? Mai sunt ce cu simbol? Diferite simboluri, cum ar fi mantra 1. Care este sunetul primordial? Care este sunetul creației, primordial, exact, și noi al creației, emisiune, da, da, al omului. Și are o energie și o vibrație foarte înaltă, care prin simpla purtare pe un pandantiv, precum și prin simpla rostire acestei mantre, acestui sunet, exact. Ridică vibrația, ridică foarte, vibrația mult. Foarte mult. Și când crește câmpul energetic. Câmpul efectiv, de lumină, în primul crește rând, câmpul de lumină. Lumină. Da. Iar apoi să ajungem și la fiole, care sunt foarte importante, și să ne așa spui este. De câte tipuri sunt și ce sunt ele, de fapt. Bun. Fiolele sunt de 7 tipuri. Avem fiole cu plasmă de CO2, calciu, zinc și magneziu, ceea ce m-am spus mai devreme în cazul pandantivului sau puțin anterior în cazul brățărilor. Fiolele arată ca niște eprubete. Ca eprubete să... din sticlă de laborator, da. Exact. Cu capac și cu conțin capac substanța și... aceasta numită plasmă, exact. Infuzată și cu alte substanțe despre care va vorbi în continuare Florin. Uh-huh. Așa, deci, spuneai? Spuneam că fiolele sunt de 7 tipuri. Avem plasmă pentru fluidizarea sângelui sau ajută la fluidizarea sângelui. Plasmă pentru limfă. Ajută la adrenare limfatică, plasma antizaharuri. Menține glicemia sub menține limitele glicemia normale. Sau ne transmite, să zic așa, nu neapărat glicemia, ci atunci când nivelul... noi ne apucăm să consumăm zahăr, se naște un nou receptor, care el în permanență cere zahăr. Plasma este informaționalizată, exact, cu plante care sunt responsabile pentru ca acel receptor să-l diminueze, ca el să nu mai funcționeze în parametrii normali. Să nu mai ceară într-una. Să nu mai ceară într-una, exact. Și atunci zahăr. Rezolvăm și această problemă. Deci se echilibrează și nevoia de dulce, de exact, zahăr. Exact. Așa, în afară de acestea, deci plasmă, zaharuri și apoi? Food. Mai avem o variantă de plasmă food, care este informaționalizată cu produse nutriceutice. Produsele sunt nutriceutice, sunt produsele care nu mai trec prin procesul de digestie, adică cum ar fi mierea, cătina. Da? Deci s-a luat informația din miere, informația produsului ca atare, s-a introdus în plasmă. Da, deci direct informația, esența. Exact, direct esența, da. Da. Odată ce plasma preia această informație, cum a spus și la începutul emisiunii, ea ne transmite mai departe și susține tot ce înseamnă algoritmi specifici vieții. Adică, așa cum am spus mai devreme, că o pot încărca mental cu iubire și valoarea ei energetică crește foarte mult, același lucru se poate întâmpla și în momentul în care eu adaug în plasmă anumite informații, cum ar fi miere, cătină și alte produse care mă ajută pe un anumit segment. Se încarcă cu informație și cu energia acelei substanțe. Nu trebuie să mai tratez, să mai consum produsul ca atare, ci doar energia produsului respectiv. Și este transmisă în apa respectivă? Este transmisă în apa respectivă. În care introducem fiola? Da. Și se poate consuma oricât și oricând. Nu există o cantitate minimă sau o cantitate maximă care se poate consuma.
Iar fiola din plasmă și fiola în sine nu expiră. Deci atât o fiolă se poate folosi spargem, la nesfârșit. Exact. La orice cantitate de apă. Nu există restricții în cantitate de 2 litri sau 50 litri. Se poate face oricât apă. Totodată cu acea apă se poate o da atât florile, se poate da și la animale pentru a le spori vitalitatea. Și aceste lucruri... Deci multiple beneficii. Exact. Extraordinare. Se întâmplă. Produsele pot fi testate oricând de către oricine. Avem și un showroom unde poate veni în interval orar de la ora 9 la ora 17. Unde se află acesta? În zona Carrefour Colentina, la curte. Acolo avem și atelierul. Da. Și unde te pot găsi cei care sunt interesați de produsele plasmator? Avem un site pe România. Ar fi www.plasmathor, exact cum este de altfel și denumirea brandului, .ro. Da. Pe Facebook? Și pe Facebook. Pagina? Da, tot plasmator. Exact. Suntem prezenți și pe EMAG, produsele noastre. Minunat. Iar în afară de gama care v-am prezentat-o mai devreme, mai avem multe alte produse care nu cred că o să avem timp să discutăm despre ele în această emisiune. Deci aveți mult mai multe produse, printre care aș vrea totuși să menționăm și tablourile. Exact. Că sunt foarte importante, tablourile pe care le crezi, le produci. La da, fel, eu le produc. Da, și la fel au, ele au la bază simboluri din geometria sacră. Sacră, exact. Și plasmă. Și plasmă. Plasmă și sungit. Deci pe lângă faptul că sunt frumoase și pe lângă a fi un obiect decorativ, ele sunt tot la fel niște portaluri energetice. Energetice, au un rol benefic în momentul în care este amplasat într-un anumit spațiu. Da. Avem nevoie să ne înconjurăm cu cât mai multe produse care generează energie. Să ne susțină. Benefic, să ne susțină cumva vitalitatea, să ne curețe spațiul de energie de vibrație joasă și să... Și ne potențează energia benefică a vieții. Exact, practic. Potențează energia primordială și ne conectează cu sursa cosmică, cu energia cu universului. Da, da, da. Și ce tablouri cam cum aia acum în momentul de față? În momentul de față sunt două tablouri postate și pe site. Un tablou care reprezintă Trischelionul, simbolul Trinității, Sfânta Treime, și un al doilea tablou cu sămânța vieții. Da, și spune că acolo unde sunt poziționate se simte efectiv energia aceea... Se simte energia benefică. În tot spațiu. Da, se simte energia benefică. Și efectele asupra celor care sunt... Sunt aproximitatea lor. Da, da, da. Mai departe, ce simți tu să ne mai transmiți acum pe final de emisiune? Mai avem fix 2 minute. În regulă, ce repede a trecut timpul. Da. Așa e când vorbim lucruri interesante, fascinante. Sigur. Abia aștept să ajung acasă și să folosesc și fiola. Momentan am folosit doar brățara și pandantivul și deja se simt efectele, după cum vă spuneam. Și urmează și cu fiolele. Sunt foarte, foarte încântată. Și vă invit și pe voi să le achiziționați, să le încercați, să le testați. Eu le-am făcut cu tot sufletul și cu toată dragostea, tocmai pentru... a fi și a proteja omul și a oferi fiecare sistem viu pentru a contribui și a susține viața aici. Exact, da. Pentru a susține viața. Și ce ai putea să le transmiți ascultătorilor noștri? Ca un sfat, ca o recomandare. Sfatul meu ar fi să intre pe site-ul meu, să citească câteva rânduri, chiar dacă nu este interesat. Poate există un produs care îi se pare interesant. Poate să-l solicite să-l testeze, dacă nu este mulțumit, în 30 de zile se returnează banii, deci nu este niciun fel de problemă, din punctul ăsta de vedere nimeni nu are niciun fel de risc. Nu există reacții adverse la niciun fel de produs al meu. Și deci tu garantezi eficiența și beneficiile. Sigur, sigur. Am înțeles. Eu îți mulțumesc foarte mult și pentru acest interviu și pentru prețioasele informații pe care ni le-ai oferit. Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost alături și că ne-ați ascultat și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Jocul Vieții. O seară binecuvântată în continuare!